Salutare tuturor! Astăzi am fost la Briceni, după cum ați văzut. Iată, mă bucur că multă lume, chiar și acum, mă cere în prieteni. Am fost la Briceni cu o persoană cu dizabilități, mai degrabă spus în costil. Eu nu știu dacă asta e persoană cu dizabilități, adică am vrut să o ajut. Avem și eu puțin benzin acolo și zic, dă să ajut un om sărac, știu că Dumnezeu totdeauna îmi dă înzecit. Și ce m-am bucurat că la întoarcere, totdeauna mă opresc aici unde mă iau produsele alimentare, două magazine, Maria Sărăcuța și Ivan Voloșuc. Mulțumesc acestor magazine câteodată vin și pe datorie și dumnealor mă înțeleg că dacă n-am azi, peste o săptămână le aduc, dar le aduc. Și vreau să vă spun că m-am mirat faptul după reportajul câteva zile de duminică. Am făcut un reportaj cu, văd cu doamnă Sprim Blăcoace, vrea ceva să-mi spui, dar i-am făcut semn că mai târziu. Am făcut un reportaj cu nănaș de-a meu și despre Biblie și anume de la Martorul lui Iehova. Ceea ce eu o leacă nu sunt convins. Nu vreau să critic, dar văzându-l pe dumnealui, zic, are o pretenție, ori să șterg video, ori ceva. Dumnealui, din contră, zic că eu vreau un reportaj doile. Vă-l prezint pe Nănaș Mișa, eu până la urmă spun Nănaș Mișa, așa cum îmi sunteți. Și vă dau cuvântul. Tare ne-a plăcut un banc, cum a spus, un anecdot. Mă tale, poate nu știți de bancă, dar noi am încercat să filmăm și înăuntru. Vineau la magazine, aduceau produse alimentare și zic, o să prinească o cașă. Haideți în mașină atunci. De acord? De acord. Bine, întorc camera și prezint vecinul, nănașul meu, Mihai, Mișa. Naș Mișa. Haideți, spuneți întâi care în râs 5 minute bancul ăsta care ne-ați spus despre intrare și ieșire. De la ușă. Da, da. Apă la Marie, la magazin, pe ușă care se intre în magazin, e scris trage. Aha. Că se deschide ușa. La vecina noastră, da, da. Da. A răspăra. Da, acasă, în timpul tinerieții, soția îmi spune că împinge. Împinge. Trage și împinge. Bine, doamna Maria Sărăcuța, azi suntem, cum spuneți, cu Ivan Andreevici aici, magazinele alături, vrem să facem puțin publicitate. Dumnealor, nu mai bat bonurile, eu voi spune că când și intră chiar de dimineață la o cafea, mă uit la Maria, 57 bonul, la Ivan Andreici, 23. Ei, o leacă de concurență, dar bat, dar nu că la Briceni, bonul 3, când ne splâng lumea la cafea, că cumpără și chiar vânzătoare ne-a spus că 300 de cumpărători. Apoi uitați-vă, oameni buni, 300 de cumpărători cu 15 lei, nu mai zic 20 cafeaua. Aveți 4500, 5000 de lei, haideți să o cotim așa, 500 pierdeți la cafea, cât costă? Da, 4000 puneți în buzunari, peste o zi, peste 3, când e piața asta, haideți să combatem puțin corupție. Eu tare sunt nemulțumit cu aceste chestiuni, când eu sunt curs pentru dreptate. Nănașul Mișa, domnul Mihai, spuneți-mi de ce m-ați așteptat astăzi? Vreau să discutăm după tema ce și am vorbit ieri.
Uitați-vă la dumnealui, o desfișă blocnotul. 92 de ani are. Vreau o secundă să reamintesc. Astăzi este ziua de naștere a tatălui meu. 16 noiembrie 1930 s-a născut Vasilie Hrălampie Brodache. Și astăzi împlinește 92 de ani. Dar o leagam un nod în gât. De ce? Fiindcă astăzi a decedat vireșorul meu, Victor Kvasnăi. Am intrat aici la magazin să vorbea despre o altă persoană. Până la urmă, iată, trebuie să mă duc la priveche. E o persoană foarte apropiată. Mai multe detalii, poate, la înmormântare. Da, naș Mișă, spuneți. Vreau să citesc asta. Da, știți. Odată fratele Sormin a fost chemat la de directorul serviciului de informație la biroul procurorului general. Oho, și așa era pe atunci. Este interesant, așa că fii sincer cu mine, i-a spus oficialul ce fac în realitate martorii lui Iehova în Indonezia. Întrebare. Permiteți să vă spun povestea mea, a răspuns fratele Sormin. Cândva am fost liderul unei grupări criminale, dar acum le predic oamenilor din Biblie. Asta fac martorii lui Iehova în Indonezia. Transformă oameni de nimic, cum am fost și eu, în cetățeni buni. Mai târziu, lucrătorul serviciilor de informații a declarat: știu bine, sunt multe plângeri împotriva martorului Iehova, dar știu că religia lor e bună, deoarece l-au ajutat pe domnul Sormin să se schimbe. Uite, bravo! Ce putere! Da, da, da. Reamintesc tuturor care poate critică acolo că mai încet citește, dar uitați-vă ce portofil și poartă acest nănaș Mișa, numai să predici cuvântul Domnului la martorul lui Iehova, măcar că Asta ultimul număr, turn de vedere, da? Asta tot e tare interesant. Da, de când, poate nu m-ați auzit, 1 decembrie 2008. A plecat aici, ia. A, ca ne aduceți vești vechi. N-ați putut am descoperit adevărul căutând greșeli. Uh-huh. Așa cum și tu, așa altul, că voi nu sunteți drepți, că degeaba vă trudiți. Ia ca până la urmă și pedepsăți. Așa. De-amoi, aici ce spune? De citit e mult, dar eu povestesc istoria asta. Da, prescurtat, da. Femeia lui era la marturi. A ești lui om. Dar bărbatul era. Da, bărbatul nu. Haideți să arătăm, măcar. Oameni bravi. Și bărbatul s-a dus la preot, la biserică. Și l-a rugat, fă ceva, așa puneți tot condiție, ca să vin eu cu femeia mea să o convingi să nu facă legătură cu martorii, că eu nu iubesc. Dar preotul și-a spus, noi cu martorii nu discutăm că ei învață Biblia. Înseamnă că prin faptul ăsta el a arătat că el Biblia nu studiază.
Așa, dar el s-a gândit, dacă preotul a refuzat, las că mă duc eu cu martor și o studia și l-o icata greșelile. Dar care greșeli el avea în vedere? Că religiile tăți spun că sunt trei Dumnezei, adică Sfânta Treime, Iisus Hristos și Duhul Sfânt și Dumnezeu e una. Dar Biblia arată că Dumnezeu e singur. Eu, naș Mișa, vreau să vă spun, cineva, dacă nu mă crede, las să adreseze ori la poliție, la care investigează chestiile astea. Eu la două de noapte mă uitam despre Iisus Hristos în public mai jos, totuși a fost căsătorit sau nu? De ce ascund Vaticanul despre Iisus Hristos acolo? Tare interesant, nici nu poți dormi. Așa e filmat, interesant. Și multe lucrări, chiar unde se arată pe tablou ăsta 12 apostoli, acolo totuși este o femeie. Și cum spune, cazvăița e soția lui Iisus Hristos. Și Iisus Hristos a avut doi copii. E foarte interesant, am să public mai jos link-ul, dar... Asta acolo, dar în Biblie nu există. Da, dar în Biblie... De ce nu există? Fiindcă Vaticanul o scos multe din astea, că este, până la urmă Iisus Hristos nu știm cine este, fiindcă Dumnealui a fost foarte îmblat pe în lume și până la India a ajuns. Nu știu, cunoașteți așa? Eu foarte mult studiez cu Iisus, chiar mă interesează cum au fost și acolo de romii noștri, de țăganii noștri, spomenește, de atât așa au asta influență de a prezice, de... Mai în scurt am să vă pun link-ul numai decât urmăriți. Da, continuați. Și de-amui el, când a hotărât că preotul nu vrea să discute cu martorii, dar el așa a spus, mă duc eu cu martori și studia și le găsesc eu toate defectele lor. Și dacă prins să studia cu dâș, apoi răspuns este și am descoperit adevărul căutând greșeli. Cata greșeli și găsea adevăr. Când îi spunea că Iisus e Dumnezeu, dar i-a spus că în Biblie scrie că Iisus e Fiul și nu-i Dumnezeu. Reamintesc care a intrat acum. Am un vecin aici, un naș, că la martor nu tare să spună naș, de boteț, de 92 de ani, Mihail Reul, corect? Și el când a găsit tot convingerii, cum au spus la început, căutând greșeli, a găsit adevărul. Unde era greșit, dar pe dânsul o corectat, că el e greșit. Și de ce a făcut? S-a dat și el la martori, șegă el cu femeia lui, s-a căsătorit și de-a îmblă și propovăduiesc singurii Evanghelie. Dar văd cu rochii tot ca în lume. Lungă așa. De obicei, martorii socot ceva cu lume, ori nu? Ce? Să socot așa ca în lume asta, ori nu? Cum ca în lume? Da, nu e că văd rochii lungi. Da, cu... da, da. Se îmbracă așa, dar sunt sigur, asta nu are importanță. Să nu ne discriminați, pur și simplu eu pun așa întrebări provocatoare. Da. În timp ce studiam Biblie, cu martorul lui Iehova, mai mult m-au impresionat profețiile biblice. El a citit în Biblie și s-a convins că Biblia e adevărat și nu tradiție. Și apoi în alt loc un Vatican, de la Vatican, un preot principal, a spus că Biblia citit trebuie învățată Biblia, dar amestecată cu tradiții și e mai bogată. Aha. Asta nu se dă voie să le chești la... Corect. Da, da, da. Tradițiile aparte, așa. Și apoi, iar este aici. Ia că am o foaie. Văd că dumneavoastră ați venit pregătit azi, Doamne. Eu mă gândeam, zic că, iată, mai vin oameni care vorbesc cu domnul Mihai. Ce am vrut să vă spun, zic că vă așteptam, zic, altă duminică, naș Mișa iar ne spune de el,
Miercuri mă aștepta aici când merg acasă. Eu când mi-a spus vânzătorul, te așteaptă un domn, și eu mă gândesc, zic, ce problemă? Și când... Da, spuneți. Uite, despre numele lui Dumnezeu. Aia să ia să o citești, tăte, apoi ce primești. Da, să arătăm, da. Asta de când e publicată? Da, din vechime, eu știu că, iată, chiar scrie și 1627, 1637, ai scris și... Eu ți-o-i povesti pe scurt. Asta în ce an? Eu vreau să vă aduc la cunoștință că acest domn vecin, naș Mișa, e tot lemnar. Și până mai un an, doi, trei, tot cu lemnărie. Câți bani ați făcut în viață? Ce? Faceți? Bani faci? Nu, zic, câți bani ați făcut în viață? Dar pe eu cine-i ține contul? Aici ea totuși, nu, ascultați-mă. Totuși, meseria asta lui Iisus Hristos, tâmplare era ca și matale, faci sau nu? Adică să fiți tâmplar, faci sau nu? Să lucrați cu lemnul? Nu știu asta. Nu, nu m-ați înțeles. Matale, ați fost tâmplar. Da. Cu lemnul. Așa. Iisus Hristos tot a fost tâmplar. Tâmplare. Da. Face meseria asta sau nu? Sau mai bine, jurnalist ca Borodachi. Apoi Iisus a arătat un exemplu, că omul când trăiește trebuie să aibă o acțiune, cum Apostol Pavel a spus, truda voastră și zăditoare și nu de rămătoare. Ceva m-am sculat dimineață până seară, ceva să facă un lucru de folos. Dar nu strică ce și-i făcut de altul. Corect, cum am dus eu azi un bolnav la spital și m-am certat acolo. Dar aici arată că tot este că nu-l primește bine. Apărată că 30 de ani a fost o luptă protestanțe cu catolici. Protestanții care era contra religiei catolici. Și ei s-au luptat 30 de ani războiul mers. Și aici este ea persoană, o persoană care era cuținie mult argint, ca să nu iei banii ce e finanță pentru război, a potipărit monete din argintul celălalt și a scris numele lui Dumnezeu Iehova. Bravo! Ia că... n-auziți naș Mișa. Macar că nu iubiți, vă zic naș Mișa, de asta, cât omului trebuie, iată, că să fie bogat. Eu, de exemplu, mă duc acasă și dacă am o bucată de cărnați, cum spunem, spre Bucuros, o blănică acolo fac, ce mai asta, cât îi trebuiește sufletului? Mă gândesc, zic, chiar câteodată la conducătorii ăștia, Putin sau chiar la noastră, Maia Sandu, cât îi trebuiește? Are și dumneei 48 de kilograme, îi trebuiește tăbătai de cap, ori un om sărac mănâncă o bucată de cărnați mai rău, mai, asta e ori unul cineva mai bun. Dar bogăția omului e înțelepciunea care practică lucruri adevărate și care iubește, iubește dreptate și se feriește de lăcomie, de dușmanie, de ură și de egoism. Să iubești pe aproapele tău cum te iubești pe tine singur. Asta e corect. Asta e bogăție. Facem și eu emisiuni la Droche TV, dar când îmi vineau pe cont 400-600 de lei, m-am dezis de dâns și am trecut la pune o întrebare cu domnul Negru și mă aud, de ce Biblia spre, de ce contraplată? De atâta o leacă doamna Vera de la Droche TV m-am sporit acolo. Cuvântul despre Dumnezeu trebuie să fie gratis. Ia uitați-vă, naș Mișa poartă cu dumnealui o arhivă întreagă. Orice întrebare, dacă despre Biblie o găsiți așa la dumneavoastră. Ia mai spuneți ca să tragem lumea să privească mai mult un banc așa, un anecdot, cum se spune, dacă nu știți ce asta banc. Anecdot? Da, da.
Nu tare prostesc, da, așa. Știu că dumneavoastră... Haideți să reamintim cum odată ți mărs pe lângă... Anecdotele toate sunt mișcate cu prostii. Cu prostii. Ei, dar tot aveți ceva, nu, un... Nu-i potrijit. Nu cred că cineva de la marturi să vă judece, dar amatale stil totdeauna era așa. Iată, trăiesc tare bine cu tatăl meu și totdeauna țin minte că vine acasă și spune, ia uite, naștul Mișa mi-a spus un anecdot. Atunci nu se spune bancuri ori ceva. Totuși, vă aduceți aminte un anecdot de la... De cele și simple, nu? Am... Saiuz. Hai, spuneți unul. Toate este și mișcate cu... Suntem la scandal cu Brodachi. Unul las fie cel mai tare. Să vedem cine ne-a judeca. Hai, spune. Despre prostie, po, sunt vă câteva și stare și curajoasă, dar nu să... Nu știu cum... Nu-ți doriți și răspunde. Nu, când așa un cuvânt, opriți-vă. Ca să n-am de blurat. S-au însurat doi tineri. Și mama tinerului, băietului, trăie sigur. Și dacă s-au însurat, el s-a dus la dânsă, la nevastă. Dar mama a rămas singură. Și dacă a rămas singură, era greu. Și în tot țară se duce la dânși, la ginerile, adică la ficiorșul, la cuscrice. Poate cândva mâncare să mănânci și să mai fac acasă mâncare. Da, da, gratis. Dar ei nu le pare rău după mâncare, și... dar îi face probleme, că ce-și de ea că a venit cuscră și... Și s-a pus la cale să nu alunge, dar să facă așa, că e singur să liepide. S-a pus ei la cale ce să fac. Să nu alunge, să nu strige la dânsă, dar e singur să... Să liepide tradiția asta, să nu fie. S-a apucat, s-a pus ei la cale și s-a luat toate posturile, fiecare postul lui. Da, da. Și când țara vine baba, și vine la fiorsul, zdrastui, sânăc, zdrastui, vă este vărele și o siodnia, dar el de mâncea plânde prostii mari. Da, da. Da, cerea sucică pe Bihala Zahatui, a papă o dare-o pe pezie lopatui. O nascoce la cereți perilaz, a papă o dare-o șeraz. Ia uite. Bude measul. Să uite nașii grei, e străcat copilul meu. Îți duce în casă la... Nu, îți duce la cuscrușul. Здравствуй, сват, здравствуй, сваха. Шо ваш сын сдурил? Да не то, шо сдурил, він совсем дурак. Та чого? Бо я стою на погребі вчера. Кобилу їбу, а він підійшов, стукнув, а я хуй свернув. Ай, шо й сей не будем. Нам чекай куди ж. Ай, піне, да каше є не вдруг. Здучен каси. Да, да, ай, спине. Здучен каси. Da, cuscră să frământa pâine. Здравствуй, сваха, здравствуй. Як тут у вас діло йде? А нічого, я тут кисту місю, віду на двір старика, захуй подержу. Ша стай стракати, дай мчі грі. Є сафари. Є сафари. Ше... Он боїцел мененькай ніщі манкари, як ладінтру стратянуцю, да умиси няуна. Да баба, зачі... Синочек, ти б прогнав цю кошку. Да, боїцелось, бабуся, подержи ложку, а я виєбу кошку. Ше й сей не бун. Він так копілось так, і стрикат обдем найчик. Да. Здучі є. Дім сиду какаси, ну, раніш манкарі, ніка. Здучі ла порта даніш. Пала урма фламин. Ді пімагали, а копіси джуака кров. Да є, зачі, дети, а меня собаки не укусят. Не, бабуся, они только что поеблись и спать улеглись. Судос баба, но май винит.
Uite cum s-a gătit pătăranie. Dar alta tot, mai scurtă. Bine, trebuie să facem o sară de anecdote. Alta mai scurtă. Bancuri. Pe un ucrainean îl cheamă la judecată, ca marturi. El a văzut cum a violat-o pe o tânără. Da, da. De-mă la judecată, de-mă asta, noi știm cum te-a chemat, tu ai fost, ai văzut, da. Să spui tot în ce zi, la ce timp și unde ai fost și ai văzut, tătă mișcare s-o spui și nu-o scurs nică. Dobre, dobre, dobre. Și de-mă, начинай, скажи, ce ele boru subotu? Пішує подивитися, кому у пшеницю. Он коматору рога, коли ти душі видиш, що віч сама натура. Прийшов. Матали штит, що отрадучий, фрумос. Так його спус, що тет спуй мене зужу, тет спуне. Прийшов. Сперва закурив. Потом посяв. Два рази пернув. Și asta trebuie să spui, dacă i-a spus tăt. Devenu-s șos ciornei, pișou bleșe, sope, cu la luce predeve o să vină ibe. A venu stau, domene, iacu dariu raz, dariu druhi, cel ce trece prin mahnuse, ia țapi o za iaise. Da, judecătorii, zice, grăjdanine, zice, atac. Как не будь намеком, да, да. И найбуде, найбуде. Як ударю раз, ударю третий, и ударю другий, тільки третий підмахнувся, я цапью за намеки, которые возле хуя болтаются. Шквалце, сука, тет. А пегаде, если я и плина луме, так... Corect. Până la urmă, trebuie adevărul scos la iveală. Da, adevărul e principal de... Corect. Am vrut să atragem mai multă lume, de ce am mai glumit. Iată așa, am borodat înspre drum, spre casă. Am fost uimit. Până la 50 de metri am aici până acasă. Totuși l-am găsit pe naș Miș aici, când am vrut să iau și eu o pâine, o smântână. Iată, așa s-o primit. Mulțumim acestor magazine Maria Săracuță alăture și Ivan Andreevici Voloșuc, fiindcă ne deservesc și le facem publicitate. Veniți, oameni buni, aici se deservește și cartela puteți îndeplini. Mulți din sat puteau noaptea probleme și s-a terminat internetul. Veniți la Ivan Andreevici Voloșuc. Vă mulțumește și vă pune și 10 grame. Asta de-am zis sau nu? Bine, noi astăzi n-am servit nimic, așa că am vrut pur și simplu să le facem puțină publicitate la aceste magazine, care și dumnealor au și multe greutăți, că și în toată țara dă pe datorii, ce asta e încălcare. Chiar și eu vin la o cafea de dimineață, măcar că poate servesc cafea acasă, dar din stimă mă servesc și gratis câteodată. Câteodată? Maria Săracuță, mulțumesc și scuză-mă, iartă-mă, poate vă numesc magazinele astea, dar mult însemnați pentru mine. Multe ori vin și eu înfometat și mă înțeleg și mă servesc. N-aș mișe la urmă un cuvânt de încurajare pentru că să atragem la Dumnezeu mai mulți oameni și plus la asta un anecdot, un banc, cum să zicem, într-o cameră, și îmi spuneți, cuvânt de încurajare întâi. Veniți și studiați Biblia. Zic, veniți și studiați Biblia întâi. Da. Da, cuvânt de încurajare. Eu îți vorbesc, totuși 92 de ani... Apoi Iisus a spus că căutați adevărul, că adevărul e salvare vieții. Dar adevărul ce?
care el studiază Biblie și respinge toate tradițiile care sunt compuse de oameni. Dar Biblia e cuvântul lui Dumnezeu și Iisus Hristos ne ajută ca să cunoaștem adevărul și adevărul ne salvează. Dar care e adevărul? Ca să respingem tot ce nu-i armonie cu Biblia. Uh-huh. Și... Ia ca voi critica o leacă, adică să tradițiile să nu respectăm, dar singur ați schimbat și ați spus și cartea asta, treziți-vă și fel de fel. Asta o să discutăm altă dată, ca să trăgem lumea, dar totuși un banca mea care vă aduceți aminte. Un anecdot. Un anecdot. De care anecdote de să mergi cam aici? Ei, ca la urmă, lumea le place. Nu. Ei, totuși reamintim atunci, dacă n-aveți banc, cândva cum oamenii toți în tinereți serveau spertoasă, mai ales că erau bufeturi, cum în centru aici la noi am, eu unica fotografie cum era vechiul bufet, în fotografiat. Iată, mi-arată 2%, Doamne, trebuie să încheiem, vind la filmări, cum ați mers pe lângă bufet? Hai spuneți încă o dată. Când m-am hotărât că să nu consum băutură. Și tamam, dacă merg pe acolo, tamam să intru. Eu chiar nu intru. M-am întărit, merg înainte. După ce am trecut mai departe, mă întorc înapoi. Ia gădeam să dau mohoriș pentru că... pentru că te-ai reținut. Când i-ai dat răbdare și am putut răbda. Și am continuat mai departe. Bine, vă mulțumim că ne-ați auzit și astăzi, suntem sănătoși, vecinul meu, nănașul Mișa Răul și eu, Valentin Borodani. Nu ne judecați, judecați după Dumnezeu, zi frumoasă tuturor. Distribuiți, dacă nu vă e greu.